Prin rețeaua EURES, astăzi sunt disponibile 158 de locuri de muncă în 5 țări membre ale Uniunii Europene. Astfel, pentru Germania și Norvegia, angajatorii solicită peste 70 de persoane în mai multe domenii de activitate. Dacă pentru Norvegia cele mai solicitate meserii sunt de instalatori, vopsitori, tinichigi și mecanici auto, în Germania domeniile sunt mai variate. Prin rețeaua EURES avem disponibile astăzi 158 de posturi în 5 țări ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European. Din Germania am primit oferte cu 43 de posturi în domeniile hotelier-gastronomie, în domeniul feroviar și în producție și în domeniul medical. Din Norvegia avem oferte cu 31 de posturi în mai multe domenii, cum ar fi auto, în construcții și în domeniul farmaceutic. Olanda, Spania și Suedia angajează peste 80 de persoane. Olanda caută 20 de muncitori necalificați în grădinării și horticultură, dar și lucrători în sere de căpșuni. Spania, în schimb, angajează muncitori în agricultură la cules de cireșe, nectarine, piersici, pere sau smochine, în timp ce Suedia caută vopsitori și mecanici auto. Din Olanda avem 26 de posturi în domeniul grădinărit horticultură, Spania 50 de posturi în domeniul agricol și Suedia 8 posturi în domeniul auto. Persoanele interesate de un loc de muncă într-una din țările membre UE sunt așteptate cu mai multe detalii la sediul AJFM Olt, compartimentul EURES la parter. De asemenea, mai multe informații găsiți și pe site-ul ANEOFM www.eures.aneofm.ro.